Mai mulți elevi de clasa a noua de la Școala de Arte și Meserii din Huș au mers în recreație la magazinul de lângă unitatea școlară. Au cumpărat sandvișuri cu salam pe care le-au consumat în pauză. La scurtă vreme, 11 dintre ei au început să acuze dureri de burtă, să prezinte vărsături și iritații la nivelul pielii. Starea lor s-a agravat, așa că reprezentanții unității școlare au solicitat intervenția ambulanței care i-a transportat la Spitalul Dimitrie Castroian din localitate. Copiii au fost internați la secția de boli infecțioase într-o rezervă specială, iar la internare au fost diagnosticați cu toxi-infecție alimentară. Medicii hușeni au trimis probe pentru analiză către Direcția de Sănătate Publică Vaslui și se așteaptă rezultatul pentru stabilirea cu exactitatea cauzei îmbolnăvirii elevilor. În paralel, Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, dar și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorului Vaslui au demarat o anchetă pentru a verifica magazinul care a comercializat produsele elevilor.